Dragii mei, dacă nu vă plac predicile teologice, astăzi va fi una practică. Extrem de practică, de altfel, pentru că Domnul, printre altele, este interesat și de acest aspect al vieții noastre. Richard Halvorson de la Senatul Statelor Unite spunea că Isus a vorbit în multe feluri despre bani. Mai mult decât despre orice subiect și pentru omul natural, ca mine și ca dumneavoastră, banii sunt de o primă importanță. Nu putem trăi fără ei. Dar banii, în egală măsură, vorbesc despre caracterul nostru, pentru că peste tot în scriptură vedem corelarea dintre caracterul cuiva și modul în care își administrează banii. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vreau să vă invit acum să le deschidem la următorul text din Evanghelia după Luca. Știți că suntem în Evanghelia după Luca și acum ne mutăm în capitolul 21. Vreau să citesc de aici primele patru versete, Evanghelia după Luca, capitolul 21. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie, a văzut și pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, adevărat, adevărat vă spun că, văduva, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor. Dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Așa că în dimineața aceasta aș vrea să-L vedem pe Iisus în vizită la caseria noastră. M-am gândit că astăzi, nu știu ce înseamnă pentru dumneavoastră, cum ar suna să fac eu colecta? Și să vin cu coșul la Pavel și să mă uit să văd câți bani dai. Pavel e un leu, să-ți fie rușine. Și apoi să mă mut la sora Sanda și să spun, hm, e ok, pentru o persoană la pensie e ok. Nelly, ai dat să te vadă lumea. De obicei tu nu dai așa mult, dar acum ca să creezi impresie. Și m-aș duce pe la fiecare dintre dumneavoastră. M-ați primit? Da. Nu cred. Deci, eu, dacă aș fi în biserică, și pastorul bisericii ar face lucrul ăsta, vă spun drept că nu știu cum aș reacționa, m-aș simți foarte neconfortabil. Dar nu vi se pare că asta face Isus? Se duce la Templu și se așează lângă coșul de colectă. Și se uită. Vine unul, și vine altul, și vine altul. Și fiecare dăruiește câte ceva. Și Isus trage niște concluzii. Așa că vreau să împărtășesc din textul acesta câteva lucruri cu dumneavoastră. În primul rând, Isus este interesat de caseria Bisericii noastre. Pentru că uitați-vă cum începe versetul 1. Isus și-a ridicat ochii și a văzut. Și a văzut ce se întâmpla acolo, la caserie. Și apoi, când Isus își ridică ochii și este interesat de caseria Bisericii noastre, primul lucru, prima observație pe care vreau să o fac aici este că Isus este interesat de cine dă. E foarte interesant. Isus, recitez versetul 40. Uh, Citesc acum din Marcu, același paragraf, dar privit din Marcu, capitolul 12, versetul 41 spune așa. Isus ședea jos în fața visteriei Templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Interesant. Foarte intenționat, Isus se așează acolo. Este săptămâna patimilor, textul acesta are loc în săptămâna patimilor. Iar iudeii veniți de peste tot, s-au adunat la templu la Ierusalim să se închine și o parte din închinarea lor presupunea închinarea cu banilor. Nimeni probabil n-a observat că în mod discret Iisus s-a așezat chiar lângă coșul de colectă. Și foarte atent, se uită cu grijă la cât dă fiecare. Cât dă bogatul, cât dă săracul. Și probabil că cei doi pe care Isus îi alege din mulțimea care a fost acolo nici măcar n-au observat că Isus este atât de atent la aceste detalii. Da? Isus este acolo și observă cu atenție pe fiecare cum dăruiește. Cât dăruiește și ce mai rămâne după ce dăruiește? Și astăzi lucrurile sunt identice. Isus observă cât dăruim fiecare dintre noi. Nu pierde absolut nimic atunci când este vorba de darul pe care noi îl aducem ca închinare. Proverbe, capitolul 15, versetul 3, Biblia spune așa: Ochii Domnului sunt în orice loc, și citesc din neterenoa traducere în limba română, supraveghindu-i atât pe cei răi, cât și pe cei buni. Da, foarte important, foarte bine de reținut că Isus este interesat de cine dă. Dar nu doar atât. Isus este interesat de cât dă fiecare. Citesc tot din Marcu, textul paralel, capitolul 12, versetul 41, s-a așezat în fața visteriei templului și se uita cum punea mulțimea bani în visterie. Mulți din cei bogați puneau mult. În timp ce observă că bogatul dă mult, Iisus remarcă faptul că văduva aceea a dat doi bănuți. Asta îmi spune mie încă o dată că Isus vede cât dă fiecare dintre noi. Ce plus valoare poate aduce cei doi bănuți pe care îi dă văduva aceasta? Pentru templu care avea atâtea cheltuieli, aparent niciuna. Încerc să-mi imaginez casierul templului când s-a apucat de numărat și a găsit cei mai mici bani puși în colectă și a fi spus, Cine și-a bătut joc de colecta de astăzi? Trebuie să-i mai număr și pe ăștia, să-i contabilizez, să, dau, să tai chitanță și pentru bănuții ăștia care nu fac nimic, un mărunțiș pentru Domnul. Cine își permite ca să vină la închinare și să dea atât de puțin? Ce pacoste pe mine că trebuie să număr tot mărunțișul acesta. Foarte interesant. Matematica lui Isus e diferită. Pentru că pentru Isus nu este important doar cât dai. Hmm. Pentru Isus este important ce rămâi, cu ce rămâi după ce dai. Asta e matematica lui. mi amintesc pe exemplu, printre altele, nici nu i-am cerut permisiunea. Tudorel Gheorghiță, ești în sală? Sau Flori? Nu, nu sunteți. Când am început lucrarea în radio, și ne-am propus să... Știți, în radio am început într-un cort din plastic, din ciolofan, slujirea noastră, în curtea părinților lui Tudorel. Și după un timp ne-am pus problema, hai să cumpărăm ceva. Și am găsit chiar pe șoseaua principală o casă veche, dar n-am avut bani. Tudorel și Florentina își strângeau bani să-și cumpere un apartament. Și au zis ei, îi dăm pe toți ca să cumpărăm terenul acesta pentru casa Domnului. Wow, am fost așa de copleșit, de impresionat. Mă rog, Dumnezeu ne-a ajutat și am putut să rambursăm, dar inima lor, inima lor, au luat toți banii lor și au dat pentru acea cauză. În al doilea rând, vreau să subliniez că Isus evaluează, socotește dărnicia noastră. Nu doar că este interesat de cine dă, ci Iisus evaluează. Când Iisus a spus în Luca 2 cu 13, adevărat, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, asta înseamnă că Iisus evaluează dărnicia fiecărei persoane. A evaluat dărnicia acestei femei. Și în dreptul celor doi bănuți, Isus a spus, femeia aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți. Da, și asta mă surprinde mereu și mereu că aritmetica lui Dumnezeu este tare diferită de a noastră. Isus apreciază dărnicia acestei femei, acestei văduve, deoarece pentru el este important, în primul rând, cât ne costă ceea ce dăruim. Dacă nu te costă nimic, nu este un act de închinare. Spre exemplu, vorbind despre închinare, sunt unii care pot plânge foarte ușor la închinare, dar nu-i costă nimic pentru că mâine se întorc și fac afaceri la fel, trăiesc tot la fel de necuvincios, se comportă tot atât de nepotrivit. Nu i-a costat absolut nimic. Au vărsat câteva lacrimi și au mulțumit conștiința. Wow, ce bine m-am simțit la biserică, am simțit prezența lui Dumnezeu și pornesc ca să trăiască la fel. Cine are o astfel de experiență, în realitate, nu s-a întâlnit cu Domnul și nu a fost un act al închinării. Cât ne costă ce dăruim, e important pentru Domnul. Citesc acum, da, Luca, capitolul 21, versetul 4, căci toți aceștia, a aruncat darul din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. În timp ce unii dau din surplus, Iisus vede că alții dau totul. Darul bogatului pe care îl menționează Iisus aici nu l-a costat nimic. Darul văduvei a costat totul. Bogatul a plecat de la slujbă având încă foarte mult văduva a plecat fără nimic. Poate nici ce să mănânce în seara aceea. Noi, în general vorbind, dăm din surplusul nostru, nu neapărat într-un mod sacrificial. Donăm pentru săraci hainele alea vechi pe care nu le mai folosim. Sau pentru misionare care se duc oricum, nu știu unde, noi dăm zecea la noastră, dar rețineți că ceilalți 90% ne rămân nouă. Iată un calcul pe care l-am făcut eu. Dacă sunteți aici economiști, s-ar putea ca să nu fi nimerit cifrele exact, da? Dar așa am găsit eu, că salariul minim pe economie în țara noastră ar fi 1524 de lei salariu net. Păi, uitați-vă, dacă cineva dă 10%, mai rămâne cu 1371 de lei. Dacă ai salariu mediu, mediu pe economie, adică 3565 netul și dai 10%, rămâi cu 3199. Iar dacă ai un salariu de 10.000 de lei, după ce dai partea Domnului, rămâi cu 9.000 de lei. La, depinde unde vă uitați fiecare. Mie mi se pare că Isus se uită aici, la ultima rubrică. Cât rămâne? David spune în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 24, nu voi aduce Domnului meu arder de tot care să nu mă coste nimic. Pentru David, va însemna ceva care îl costă pe el. Dar Iisus apreciază dărnicia văduvei, deoarece pentru el este important și motivația, e importantă motivația dărniciei noastre de dădeau pentru a fi văzuți. Să atragă atenția. Și iată cum spune Iisus în Matei, capitolul 6, de la versetul 1 la 4. Luați seama, dar să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Al minteri, nu veți mai primi nicio răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Așa că atunci când faci milostenie, nu sună din trâmbi să înaintea ta, cum fac ipocriți în sinagogi și pe străzi ca să, le fi, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, vă spun că și-au primit răsplata. Tu, însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Să știi că atunci când vrei să fii văzut de alții, când vrei să fii apreciat, când vrei să primești aplauzele oamenilor, când vrei să mai pui o diplomă în palmarezul tău, acel lucru nu mai este închinare. Acela este glorie de șartă. Ți-ai luat, mi-am luat toată răsplătirea aici și acum. Văduva aduce dărnicia ei la templu ca pe o devoțiune, ca pe un act de închinare. Înțelegeți că pentru Dumnezeu nu numărul banilor pe care i dăm pentru El este cel mai important. El se uită la inima noastră, la motivația care este în spate atunci când dăruim. Îmi amintesc, spre exemplu, când am construit templul Pentecostal din Galați. Trei ani am muncit fizic pentru cei care cunoașteți clădirea aceea, n-am avut niciun utilaj. Totul a fost făcut manual. N-aș fi, făc, fi prestat munca aceea pentru absolut nimic în lume. Am făcut-o eu cu mulți, eu, mulți acolo, printre care și eu, pentru că știam că facem lucrul acesta pentru Domnul. Munceam dimineața sau eram la școală și ne duceam direct la biserică la clădirea aceea și lucram, munceam fizic, până la 10, 11 noaptea. Și o luam de la capăt, 3 ani de zile. Mâncarea era raționalizată pentru cei care au trăit atunci. Un kilogram de ulei, un litru de ulei pe lună pe persoană, dacă mai amintesc eu bine, cred că era vreun chil de, un kilogram de pui pe lună de persoană. Ce m-a surprins pe mine este că Toată perioada de cea, cea de trei ani, în condițiile acelea atât de grele, a fost întotdeauna ceva ce s-a gătit pentru oamenii care au muncit pe șantier. Dar ceva m-a marcat și nu știu dacă am să uit vreodată. Timp ce eram acolo pe șantier, a venit o soră în vârstă de la oameni, ce a trecut la domnul între timp. Și femeia asta a spus, zice, mi-am adus sticla de ulei pe care am luat-o rația mea pentru luna aceasta și nu știu ce am adus, kilogramul de zahăr, că totul era raționalizat. Și ce le-am adus e tot ce pot să fac eu pentru construcția asta. Wow, am fost copleșit, eram foarte tânăr atunci. M-am gândit la bătrâna aceea, la sora noastră, exact ca la văduva aceasta din pilda lui Isus. N-a venit cu tiru, n-a venit cu dacia, cu ce era atunci, dacia papuc, plină cu tot felul de lucruri necesare. A venit cu un litru de ulei și un kilogram de zahăr. Și a spus, asta e tot ce am, asta e rația mea și vreau să o dau pentru lucrarea pe care Dumnezeu o face aici. Mă gândesc că o să ajungem în cer, Vai, ce surprinși o să fim de oameni de acest gen, care n-au trâmbițat, n-au făcut valuri, au făcut cu discreție, au dăruit de bunăvoie. Iată ce spune 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Subliniem faptul că binecuvântat este cel ce dă de bunăvoie. Fiecare să dea, uitați, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Așa că, pentru Dumnezeu, pentru Isus, motivația cu care dăm e foarte importantă. Trebuie să dăm cu generozitate, de bunăvoie, intenționat. Iată, textul acesta spune, după cum a hotărât în inima lui. E ceva ce hotărăști tu. Cu Dumnezeu, da? Te gândești la nevoi, ce înseamnă să dai cu sacrificiu pentru acea situație, decizi, și apoi Biblia spune, decide în acord cu ceea ce ai hotărât în inima ta. Apoi, nu cu părere de rău. Deci, dragul meu, dacă dăruiești la colecta de astăzi și îți rău ce ai dăruit, sugestia mea este nu da. Nu da, nu are niciun rost. Ia-i pe toți cu tine acasă. Bucură-te de ei, du-te și ți cumpără ceva ce îți place. Când dăruiești, trebuie să dai fără părere de rău. Pentru că Dumnezeu primește numai ceea ce dăm cu bucurie. Atât primește Dumnezeu. Nu de silă. Nu trebuie să fii forțat să dai, nu trebuie să fii manipulat ca să dai, nu de frica că o să fii judecat de alții, ce o să spună cel din dreapta, cel din stânga, nu pentru slavă de șartă, pentru un titlu, donatorul anului, cel mai mare donator al Bisericii. Nu. Nu de silă. Apoi, aici se spune clar: Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Cine dă cu bucurie, seamănă cu Iisus, care de dragul meu și de dragul tău s-a dat pe Sine însuși. El spune. Îmi dau viața de bunăvoie, nu de silă, nu pentru că tatăl meu îmi cere, nu pentru că oamenii sunt disperați în nevoile lor, în moartea lor spirituală, ci de bunăvoie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ioan 3,16, că a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a dat tot. Noi spunem mântuirea nu ne costă nimic, nu ne costă nimic pe noi. Pe Dumnezeu l-a costat tot, totul. L-a dat pe Fiul Său, Isus Hristos. Premiza biblică de la care pornim atunci când vorbim de dărnicia noastră e aceea. Eu și dumneavoastră nu avem nimic. Totul este al Domnului și pentru o vreme, ne-a încredințat spre administrare acele lucruri. Nu sunt ale noastre. Într-o clipă putem pierde totul. N-ați văzut oameni bogați care peste noapte nu mai au nimic? N-ați văzut oameni puternici care au spus că pot totul și în următoare zi au fost la pat sau n-au mai fost în lumea aceasta? Dumnezeu ne dă spre administrare. Adică. Casa mea, hmm, puteți spune că e casa Domnului? Și cum o tratezi când casa ta este casa Domnului? O deschizi pentru oaspeți, aspiri, faci curățenie ca să-i primești pe credincioși acolo la tine în casă, da? Îți speli lenjeria după fiecare musafir pe care-l ai și aspiri camera și te bucur, te bucur că casa ta a fost vizitată de îngeri, așa zice cartea evrei, da? Unii, fără să știe, găzduind pe sfinți, au găzduit, de fapt, în realitate, pe îngeri. Și dacă tu în casa ta și în patul tău n-ai culcat niciun străin și n-ai făcut spălarea picioarelor, nu așa, doar un gest, ci apucă și aspiră covorul după ce a fost el și spală lenjeria. E casa ta, dă voi să spun, e casa ta. Și ții la ea foarte mult. Dar când e casa Domnului, o tratezi diferit. E casa Domnului. În casa mea, noi am fost 10 copii în casă, da? Am crescut, într-un apartament, într-o anumită perioadă, după ce ne-au demolat casa din cartierul Icefrimu, ne-am mutat într-un apartament cu patru camere. Acum s-au cotizat trei dormitoare și o sufragerie. Cel mai avantajat a fost pentru o vreme sau din când în când Dorin. Nu știu unde este. Pentru că el dormea în sufragerie. Dar necazul lui era că noi săptămânal aveam musafiri. Nu știu cum să vă explic. Și cine credeți că trebuia să cedeze camera? Dorin? Unde se culca Dorin? În bucătărie. Deci aveam o bucă... Știți cum sunt bucătăriile la bloc, da? Că... Și avea acolo o băncuță unde noi ne așezam la rând, da? Zece inși, doi părinți și mâncam în jurul acelei mese mici și Dorin rămânea pe bancheta aia și zicea, dar mi-e foame, zicea Dorin și mama îi zicea, Dorin, întâi dăm la musafiri și ce rămâne vă dăm vouă. Săracul Dorin A zis, când mă fac mare vreau să mă fac musafir Asta a fost visul lui Mă fac musafir Să nu mai dau patul meu din sufragerie Să dorm în bucătărie și să mănânc și eu Nu cer rămâne de la musafir Eu așa am crescut, să știți În familia noastră După, aproape după fiecare duminică Noi duceam musafir mamei Ea era... Pregătită cumva. Pentru că așa ne-au învățat părinții noștri. Casa noastră este casa Domnului. Mașina noastră este mașina Domnului. O pun la dispoziție. Mă duc cu ea în misiune. Dacă tot ți-o lustruiești tot timpul și o duci la reparat și doar pentru tine o păstrez ca să-ți fie bună doar ție când ești în, te duci în concediu. Este a ta. Dar de ce nu privești diferit că Dumnezeu ți-a încredințat-o ca să o folosești pentru El? Și apoi mergeți mai departe. Banii noștri sunt ai Domnului, totul îi aparține Domnului. Și nouă ne-a încredințat Harul să le administrăm. În Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 35, ne sunt menționate aici cuvintele lui Isus cu privire la dărnicie și îl spune, este mai ferice să dai decât să primești. Ceea ce vine în contradicție cu atitudinea lumii cu privire la fericire, da? Iisus dorește ca noi să investim în bogățiile care rămân veșnic, nu în cele care sunt trecătoare. Ne cere să strângem comori în ceruri, deoarece pământul cu tot ce este pe el într-o zi va fi distrus. Și acolo unde este comoara noastră, dragilor, acolo este inima noastră. Haideți să parcurgem câteva texte din Scriptură cu privire la dărnicie. 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 9 până la 15. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați-vă la dedicarea, dărnicia lui. El măcar că era bogat. S-a făcut sărac pentru noi. Pentru ca prin sărăcia lui, voi, noi să ne îmbogățim. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta este, vă este de folos vouă care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți, isprăviți, dar acum de făcut. Pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea privitoare potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că dacă este bună voință, darul este primit avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult, n-avea nimic de prisos. Și cel ce strânsese puțin, nu duce lipsa. Asta e perspectiva Apostolului Pavel. Și tot din 2 Corinteni, capitolul 9, citesc acum versetele 6 și 7. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie. Îl iubește Dumnezeu. De ce să dăruim? În primul rând dăruim pentru că totul îi aparține lui Dumnezeu. Psalmul 24 cu versetul 1 spune Al Domnului este pământul cu tot ce este el, lumea și cei ce locuiesc. El este proprietarul tuturor, tuturor lucrurilor. Și pentru o vreme, așa cum deja am menționat, mi le-a administrat mie și dumneavoastră, ne le-am credințat pentru administrare. În al doilea rând, de ce să dăruim? dărnicia este un privilegiu. Să ai ce oferi și în felul acesta să-i slujești lui Dumnezeu este într-adevăr o binecuvântare, în timp ce nenumărați alții nu au, este un avantaj faptul că tu ai ce să dai. În al treilea rând dăruim pentru că Iisus însuși, Domnul nostru, ne cheamă la aceasta. Luca, capitolul 6, cu versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna însă o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Apoi, dăruim pentru că Scriptura în mod clar ne învață lucrul acesta. Maleahii, capitolul 3 cu versetul 10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierele, ca să fie hrană în casa mea puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dăruim pentru că orice investiție prin dărnicie este veșnică, este eternă. Iată ce zice Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetele 17 până la 19. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună încrederea, în nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă comori pentru vremurile viitoare, drept o comoară bună, temelie pentru ca să apuce adevărata viață. De ce dăm? Păi ne uităm la Domnul Isus Hristos care și-a dat însăși viața Lui pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, era Dumnezeu, da? S-a făcut sărac, s-a dezbrăcat pe sine însuși, pentru că prin sărăcia lui voi să fiți îmbogățiți. Unde aș fi fost eu fără Hristos astăzi? Dacă El n-ar fi venit în lumea noastră la Iesle să se identifice cu mine, cu noi, unde am fi fost astăzi? Iată că Faptul că el a devenit unul ca noi ne-a dat o asemenea bogăție. Dăruind, vei dobândi, de fapt, în realitate. Proverbe, capitolul 1, cu versetul 24, spune așa: Unul care dă cu mână largă, ajunge mai bogat. Și altul care economisește, puteți să spuneți gârcit acolo, dacă vreți așa, unul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. N-ați văzut asta în lume? Oamenii generoși întotdeauna sunt mai bine cuvântați. N-ați văzut asta? Și zgârciți întotdeauna n-au? N-am, domnule, n-am, n-am. Să ajut un sărac, să ajut un bolnav, să particip și eu la lucrarea lui Dumnezeu. N-am, eu sunt sărac. Când o să am, o să dau. Așa o să rămâi mult timp, să știi. Dacă nu înveți să cultivi o inimă generoasă. În biserica noastră să știți că nu există o singură persoană care decide cum se folosesc finanțele bisericii, ci sunt proceduri în care cel puțin două persoane trebuie să semneze orice document financiar, indiferent unde se duc banii aceia. Poate vă întrebați, ok, și ce se întâmplă cu banii pe care noi îi dăm aici? Eu cred că orice om inteligent care se uită așa un pic în jur, nu are cum să nu priceapă că pentru a funcționa, pentru a exista, pentru a face lucrarea Bisericii, toate astea n-au căzut din cer. Trebuie să plătim utilitățile, salariile angajaților, impozitele, ajutorarea celor care sunt în nevoie, misiune, evangelizare, misiune transculturală, echiparea slujitorilor, trebuie să cumpărăm. Echipament pentru cei de la echipa de la audio și închinare. nu știu dacă vreți să știți cât a însemnat, cât au fost costurile pentru tot ce înseamnă audio și video și transmisia live pe care biserica noastră o are. Investim în tineri, în copii, proveritas, construcții, datoriile pe care le avem. Eu nu vreau să vă îngreunez. Dar noi, în biserica asta, niciodată n-am avut bani, dar întotdeauna am avut bani. Nu știu cum să vă explic. Întrebați-i pe cei din comitet de câte ori am spus, bun, și asta cu ce o facem? Și ne-am uitat unii la alții și am spus, nu avem cu ce. Când am terminat clădirea asta, un om de afaceri din Ardeal a văzut pe Facebook poze și mi-a scris, Mihai, wow, ce construcție, ce aveți voi acolo? Și spun, da, dar să știi că patru ani ne-am întâlnit într-un cort. Înainte de asta am fost într-o cameră închiriată la Casa de Cultură. Apoi ne-am întâlnit 8 ani pe două etaje în același timp într-o clădire anexă. Apoi vreo 11 ani într-un demisol. O, oh, zice, da, 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 vezi, eu m-am grăbit foarte mult și am spus, mamă, ce mașină Mercedes conduce asta, dar am uitat când te-a condus Trabant. Mă rog, pentru cei care mai știți ce-i Trabantul. Da? Uh... Dragii mei, eu pot să vă spun ca unul care am fost de la început aici, numai Dumnezeu ne-a putut binecuvânta cu tot ceea ce s-a întâmplat aici. Și nu pot să spun decât slavă Lui. Și acum avem datoria asta, da? că clădirea de alături, noi am planificat că o vindem și scăpăm de datorie, nu așa? Și a venit războiul. Și am investit în a o dărui oamenilor care sunt năpăstuiți și acum pentru școala lor. Oare Dumnezeu nu știe, nu vede asta? Avem oamenii la care trebuie să restituim banii. Unii ne-au înțeles, slavă Domnului pentru ei, care au înțeles, uite, suntem prinși în lucrarea asta, putem să amânăm data limită și slavă Domnului pentru câțiva dintre ei care ne-au îngăduit lucrul acesta. Dar așa când calculez din perspectiva unui plan de afaceri, când îți calculezi bugetul, cum faceți voi în firmele pe care le conduceți sau unde sunteți angajați. Și dacă ai vrea să planifici același lucru și la biserică, nu prea iese. Cred că știți povestea când am cumpărat terenul acesta, da? O parte din frați sunt aici, sunt martori. Am venit aici, era o casă prăpădită, un șantier, o balastier, să consider, betonier aici, cam pe aici era betoniera, cred că pe unde e camera aia video aproximativ, și am venit să negociem cu proprietarul. Am venit cu buzunarele goale, da? Și ne-a spus până la urmă că ne vinde cu 72.000 de dolari în 1999. Nu, în decembrie 1998. Mă rog, 72.000 de dolari și acum este o valoare, nu așa? Atunci cred că vă imaginați cât de mare era. După ce am negociat și am spus că îi dăm în martie 1999 jumătate din preț și diferența, îi o dăm în iunie sau iulie, numai să ne lasă din martie să devenim proprietari și să ne putem administra terenul acesta, am ieșit aici în stradă, pe strada morilor. Și am făcut așa un cerc toată echipa și am spus, frații mei, sunt două variante. După ce am negociat cu buzunar legale, sunt două variante. Ori suntem nebun cu toții, ori Dumnezeu trebuie să facă o minune. Slavă Domnului că a făcut Domnul o minune. Asta ați vrea să știți de câte ori a făcut minunea asta în cei 23 de ani a existenței bisericii noastre? Întrebați-i pe frații din comitet care au fost acolo și au decis și n-au avut cu ce decide și s-au frământat și ne-am frământat. Și dacă veniți astăzi pentru prima dată la noi aici și vedeți toate facilitățile astea, o să spuneți, mamă, ce bogați sunt ăștia! Nu e adevărat. Ne. Ne dăm mari că suntem bogați, că arătăm toate astea. Iertați-mi exprimarea asta, că nu e cea mai ceasă. Nu, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat pentru că noi am înțeles un principiu încă de când s-a născut biserica asta. Să dai cu bucurie și cu generozitate tot ceea ce este a Domnului. Și Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat. Așa că, nu uitați, Iisus este interesat de caseria bisericii noastre. Monica, să știi că lângă tine în fiecare duminică și miercuri și când mai ești pe acolo, Iisus se uită cum nu merg tu banii cu fetele care sunt lângă tine. E interesat de cine dă, e interesat de cât dă fiecare. Iisus socotește, evaluează dărnicia noastră, cât ne costă ce dăruim, motivațiile dărniciei noastre și apoi trebuie să învățăm că noi trebuie să dăruim ca pentru Domnul. Așa că în încheiere am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Care este participarea ta prin dărnicie la lucrarea Domnului? Gândește-te la asta. Ai acea convingere că trebuie să dăruiești în mod individual, proporțional cu ceea ce ai în mod regulat? Întoarce-te spre ce spune Scriptura. Nu da de silă, nu pentru că te bate cineva la cap, nu pentru că am ținut o predică asta, pentru că, după cum știți, noi citim Scriptura paragraf după paragraf și ăsta e următorul paragraf, da? Care este din Evanghelia după Luca. Nu, nu dacă te presează cineva, trebuie să ai tu propriile tale convingeri care să vină din Cuvântul lui Dumnezeu. În urma slujbelor de luna aceasta, Iisus care a văzut dărnicia ta, ce ar spune despre tine? Când evaluează la templu pe cei ce dau în visterie și te vede pe tine cum ai participat în ultima lună, pe mine, când ne vede pe toți, da? Ce ar spune despre noi? Vă las cu întrebarea asta. Cu întrebările acestea. Vreau să ne rugăm. Cum te poți ruga după asemenea predică? Nu știu, dumneavoastră vă e dificil câteodată când Domnul spune ceva și parcă zici, ba, stai, înțeleg, mă rog să fiu un cu Duhul Sfânt, să-L primesc pe Iisus în inimă, să mă dedic Lui, dar cum să mă rog după asta? Doamne, Tu știi ce ne trebuie. Noi suntem oameni, suntem limitați, ne-am uitat la Scripturi și vreau să-ți mulțumesc împreună cu toată biserica că Tu ești Marele Dătător, ai dat tot, l-ai dat pe Hristos. Și dacă noi astăzi suntem aici și suntem mântuiți, suntem datorită jertfei supreme, faptul că ai dat tot. Îți mulțumim că ai fost cu noi de-a lungul timpului. Am avut ce mânca, am avut ce îmbrăca, și credem că și iarna aceasta, cu care suntem atât de amenințați, că va fi grea și facturile vor fi mari și cheltuielile foarte mari, tu nu ne vei lăsa. Ne încredem în tine, Doamne, că așa ne-ai învățat tu să nu ne îngrijorăm, ci să aducem toate grijele noastre, toate îngrijorările noastre la picioarele tale, că tu însuți îngrijești de noi. Tu știi cum va fi iarna aceasta. Tare ne-am bucurat să nu ne dai prea mult fric și zăpadă ca să nu trebuiască să cheltuim mult, dar și dacă ne vei da multă zăpadă, credem că cu ajutorul tău vom putea trece cu bine. Dar ajută-ne, Doamne, să nu uităm niciodată să fim generoși. Eliberează-ne de zgârcenie, Eliberează-ne de prejudecăți, eliberează-ne de egoism și ajută-ne, Doamne, să cultivăm acea atitudine frumoasă, să onorăm de fiecare dată ca un act al închinării dărnicia noastră. Mă rog să-i binecuvântez pe frați, pe surori, pe toți care sunt aici. Tu știi situația fiecăruia. Mă rog ca fața ta să o lași să strălucească cu îndurare peste fiecare familie, doamne. Îți mulțumim doamne că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos. Amin.